Anul acesta organizăm împreună cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, pentru prima oară în România, competiția Formula Student. Această competiție are rolul de a pune în valoare ideile și capacitatea studenților de a proiecta și de a realiza automobile asemănătoare celor din Formula 1. Spun asemănătoare, întrucât nu trebuie să aștepte nimeni ca aceste automobile să aibă performanțele celor din Formula 1. Competiția se organizează în trei secțiuni, motor clasic, motor electric și motor hibrid. Universitatea Vasile Alexandri are un automobil pneumatic, un pneumomobil. Nu există secțiune anul acesta pentru pneumomobile, din acest motiv nu avem echipaj participant. În schimb, colegii noștri de la Gheorghe Asachi din Iași participă, alături de ceilalți competitori din țări europene, dacă includem și Turcia în țările europene. Evenimentul ne dorim să fie un semnal pentru tinerii absolvenți de liceu care să le arate faptul că își pot îndeplini visurile legate de automobilism. Foarte mulți tineri și tinere își doresc, visează la momentul în care vor fi la volanul unei mașini de competiție. Prin organizarea acestui eveniment demonstrăm că este posibil acest lucru și în România, nu numai în Occident. Toate specializările pe care le are Universitatea Vasile Alexandri din Bacău în domeniul tehnic, asta însemnând tehnologia construcțiilor de mașini, mecatronică, tehnologia informației, dau doar câteva exemple, mediu, dau doar câteva exemple, contribuie la realizarea unei asemenea formule. Bine ați venit la universitatea noastră. Cu Universitatea Gheorghe Asachi din Iași avem multe colaborări, eu fiind absolventul acestei universități, doctor la această universitate, deci pentru mine este alma mater. Colaborăm cu prea multe domenii, chiar dacă noi nu avem programul de studii automobile, avem mecatronică și în încercările studenților noștri de licență și master au fost realizate multe pneumobile care au luat diferite premii la întrecerile din competițiile studențești. În domeniul acesta al piloților de Formula 1 sau al autovehiculor de curse, încercăm să ținem pasul și să ajutăm foarte mult, în primul rând, studenții, pentru că ei au vise, au aspirații, au tot felul de proiecte care trebuie ajutate. Noi la Bacău ajutăm foarte mulți studenți în proiectele lor, chiar financiar, pentru a putea să-și îndeplinească un vis. Căutăm sponsori, Bacău Universitatea are o relație foarte bună cu mediul economic și sponsori vin. Totdeauna găsim sponsori. Deci dacă avem nevoie, Bacău poate sponsoriza multe acțiuni în acest domeniu. Pentru că relațiile au fost corecte, au fost principiale și, normal, sponsorii au fost mulțumiți de modul în care le-am făcut publicitate în activitățile noastre. Îi invităm nu numai la această competiție, am încheiat două ediții a școlii de vară la nivel de universitate, în care, într-adevăr, am avut cea mai mare, să spunem noi, prezență a tinerilor din licee, din colegii, tineri de 17-18 ani, care au rămas surprinși de condițiile care pot să le aibă cariera de viitor. Încă o dată sper să vă simțiți bine la noi și să continuăm colaborarea cât mai mult, nu numai cu Universitatea Tehnică din Iași, și cu alte universități care se pot prinde în acest, să spunem, în această competiție sau în acest proiect. Ideea organizării acestui concurs studențesc de inginerie a venit colegului meu, Ciofu Ciprian, după mai multe participări cu echipa Formula Student, la mai multe ediții din Germania, Olanda, Ungaria, și atunci bineînțeles că a
încolțit ideea organizării concursului Formula Student și în România. Eu l-am susținut și l-am încurajat și atunci am pornit, să spunem, la treabă, cum se spune. El mai mult, eu mai puțin, a reușit, deși a format o echipă. Organizarea acestui concurs nu este simplă. Participanții știu acest lucru. Sunt diverse probe, dar am să-l las pe colegul meu, Ciprian Ciofu, să vă spună câteva din culisele concursului. Și împreună cu colegii noștri din Universitatea Vasile Alexandrii, împreună cu specialiștii din mediul economic, avem aici multe, foarte multe societăți comerciale implicate, deci care au oferit specialiști pentru jurizare. Nu este deloc un lucru simplu. Concursul se va desfășura în decursul acestei săptămâni, până la finalul săptămânii. Și pentru aceasta vreau să-i mulțumesc în primul rând colegului meu Ciofu Ciprian, să mulțumesc colaboratorilor din Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău și tuturor colegilor din mediul economic care s-au implicat și colegilor, nu în ultimul rând, colegilor mei din Universitatea Tehnică Gheorghe Asahi din Iași, care au oferit competența și sprijinul lor în organizarea acestui concurs. În primul rând, mulțumim colegilor, prietenilor noștri de la Universitatea din Bacău, companiilor din țară, din România, pentru că au fost alături și au crezut în această acțiune. După cum știți, este o competiție de inginerie, este o competiție de cel mai înalt nivel, care în Europa și în lume are o dezvoltare de succes. Prin această primă ediție a competiției Formula Student România, pe lângă legăturile strânse care le avem cu Universitatea din Bacău, am început și o altă, am trecut, să spunem, la o nouă etapă de a ne lega, practic, învățământul cu ce înseamnă mediul industrial, avându-i alături de noi pe toți reprezentanții de seamă din industrie. Avem echipe din Turcia, din Islanda, din Polonia și România. Ei au emoțiile lor, noi avem emoțiile mai mari decât ei. Vom trece cu bine de asta, vă așteptăm în continuare până pe data de 5 al lunii acestea.